Spuneam și altădată și o spun și acum. Când ai un Dumnezeu mic, ai probleme mari. Când ai un Dumnezeu mare, ai probleme mici. Aș vrea să te gândești în această seară cum este Dumnezeul pe care îl slujești. Și aș vrea să răspundem cu toți. Dumnezeul nostru este mare, slăvit să fie Domnul. Vă invit să deschidem Cartea Sfântă Biblia la Ieremia, capitolul 2, un singur verset, nici măcar poate tot versetul n-am să-l citesc, ci o parte din el, unde Dumnezeu prin profetul Ieremia vorbește poporului Israel printr-o comparație și punând de asemenea și o întrebare. Cum poți să zici, nu m-am spurcat și nu m-am dus după bali, privește-ți urma pașilor în vale și vezi ce ai făcut, amin. Vă rog să ocupați locurile. Mesajul din această seară pe care vreau să-l aduc în fața dumneavoastră l-am intitulat Analizează-ți trecutul. Sau, după cum spune Domnul profetul Ieremia, privește-ți urma pașilor în vale. Pe vremea când eram copil și mergeam la școală, în clasele 1-4 am învățat o poezie de Demostene Botez. Poezia se numește Îndemn. Și poezia începe cu primul vers așa. Când te duci seara la culcare, să spui o mână sub obraz, să te întreb cu îngrijorare, ce am făcut eu oare azi? Asemeni acestui poet român, Dumnezeu îl îndeamnă pe poporul Israel să se oprească din beatitudinea și din pornirile nebunești, îndepărtându-se de Dumnezeu, provocându-l prin acest verset. Privește-ți urma pașilor în vale. Dragii mei, viața noastră lasă urme. Urmele care le-am lăsat azi, nu o să mai avem ocazia să le lăsăm niciodată. Pe unde trecem, rămân urmele noastre, amprentele noastre. Și vorba lui Iorga care spunea, fă ca pe unde treci tu să fie mai bine ca înainte. Să nu fie mai rău. Lasă urme frumoase, pentru că asta nu mai poți schimba. În această viață suntem doar niște călători, spune Biblia, prin Valea Plângerii. Și în Psalmul 84, versetul 6 spune, când străbat aceștia Valea Plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare. Adică, pe unde trec ei, se schimbă lucrurile. În bine, bineînțeles. Dumnezeu ne analizează și ne contabilizează pașii vieții. Și mă gândesc, anul acesta, dacă Dumnezeu ne provoacă să privim pe unde am trecut, nu să ne întoarcem, după cum se și cânta, nu să ne întoarcem în trecut, ci doar să privim în trecut cu scopul de a îndrepta lucrurile în prezent și în viitor. Dacă nu analizăm bine trecutul, cum spunea cineva, fără trecut, prezentul n-are niciun viitor. Așa că să ne analizăm foarte bine pașii vieții noastre, pentru că în Psalmul 56, versetul 8, există cineva care ne numără pașii vieții de pribeag. Știți, pe telefonul acesta, pe iPhone, sau telefoanele care le avem, există un app. Și app-ul acesta, dacă îl instalezi, poate să-ți numere pașii vieții într-o zi. Sunt oameni care fac sport în fiecare zi și numără cam 10.000 de pași. În 10.000 de pași, dacă îi faci zilnic, ai șansele să scazi în greutate. Dar mai mult decât atât, Dumnezeu ne numără pașii. Oare câți pași din cei 10.000 de pași care îi facem într-o zi, sau 20.000, sau 30.000, nu știu cât alergăm, sunt pași cu rost. Citeam, analizând istoria Bisericii Pentecostale din America și am rămas foarte impresionat. În 1920, când s-a înșghebat o biserică, prima biserică pentecostală în Statele Unite, în Detroit, frații de acolo se duceau la adunare, puteau și aveau posibilitatea să meargă cu tramvaiul. Aveau posibilitatea aceasta să plătească un bilet la tramvai care era extrem de ieftin, câțiva cenți. Însă preferau să meargă la adunare pe jos.
Și cineva i-a întrebat, de ce veniți pe jos la adunare când totuși în America există mijloacele de transport atunci, pe vremea aceea, tramvaiul? Și răspunsul lor era, pentru că vrem ca Domnul să ne numere pașii și să-i contabilizeze scriindu-i în cartea sa. Am rămas atât de impresionat de sensibilitatea acestor creștini de atunci. Noi astăzi pe patru roți, greu venim la adunare. Nu ne interesează ceea ce i-a interesat pe ei, pe cei de atunci. Câtă diferență! Cineva a avut un vis. În visul pe care l-a avut, a visat două rânduri de pași. Este și un tablou în Statele Unite care zugrăvește acest vis al acestui om. Aceste două rânduri de pași uneori treceau prin văi adânci. Și când ajungeau prin văi adânci, prin prăpăstii, nu mai era decât un singur rând de pași. Omul a fost întrebat în vis. Știi tu ce înseamnă cele două rânduri de pași? Nu știu, Doamne. Unul din rândurile de pași sunt pașii tăi. Și celălalt rând de pași sunt pașii mei. Vezi tu firul vieții tale? Și cum vă spuneam, când a ajuns în văi abrupte, vedea doar un singur rând de pași. Apoi, analizând bine tabloul vieții, a zis omul către Dumnezeu, bine am zis eu, Doamne, că atunci când am trecut prin greu, Tu m-ai lăsat singur pentru că e doar un singur rând de pași. Când îmi era mai greu și treceam prin prăpăstii, uite că nu mai sunt două rânduri de pași. Sunt doar pașii mei. Însă Dumnezeu l-a contrazis, spunându-i următorul lucru. Pașii pe care îi vezi tu când treci prin prăpăstii adânci, nu sunt pașii tăi. Aceia sunt pașii mei. Eu te-am luat pe tine în brață când treceai prin văi abrupte, ca să nu te pierzi. Și te-am trecut în brațele mele, sunt doar pașii mei. Altfel n-ai fi ajuns la final, n-ai fi ajuns la destinație. Dumnezeu în această seară ne provoacă să ne analizăm trecutul, să vedem ce am făcut în trecutul nostru, ce facem cu trecutul nostru care este ireversibil și ce determinăm să facem în viitor. Nu uita pe unde treci azi, nu o să mai treci niciodată. Pașii care i-ai făcut azi, nu o să mai ai ocazia să-i faci. În fiecare zi avem o nouă șansă, avem o nouă ocazie care ne-o dă Dumnezeu. Depinde de noi ce facem cu ea. Și în această seară aș vrea să ne analizăm pașii vieții în patru aspecte ale vieții. Vă rog să vi le notați aceste patru aspecte ale vieții pe care am să le dezbat pe fiecare pe rând. În primul rând, privește-ți urma pașilor în familie. În al doilea rând, privește-ți urma pașilor în biserică. În al treilea rând, privește-ți urma pașilor în societate. Și în al patrulea rând, privește-ți urma pașilor pe calea credinței. Haideți să le luăm fiecare pe rând. În primul rând, privește-ți urma pașilor în familie. Dragul meu, familia este mediul care ni l-a dat Dumnezeu prin alegerile pe care noi le-am făcut. Cândva, odată, ne-am rugat lui Dumnezeu să ne ajute să ne facem un cămin. Și Dumnezeu ne-a ajutat să ne căsătorim cu fata, cu băiatul pe care l-am visat, pe care l-am dorit. Am creat acest cămin și acum acest cămin este sub supravegherea lui Dumnezeu. Am chemat numele Domnului prin slujitorii care au participat la nunta noastră și au pus mâinile peste noi, ne-au binecuvântat și la urmă au zis, Dumnezeu să fie cu voi, pe drumul pe care treceți, n-ați mai trecut niciodată, Dumnezeu să vă însoțească. Acest Dumnezeu, în fiecare zi, în fiecare clipă, se uită în familia mea, se uită în familia ta și vrea să vadă ce facem în familia noastră. În această seară, aș vrea să ne analizăm pașii vieții în familie, pentru că ceea ce se întâmplă în familie este efectul stării din biserică. Dacă într-o familie bună este promovat Dumnezeu, se promovează lucruri sfinte, în biserică va fi prezența lui Dumnezeu. Lipsa prezenței lui Dumnezeu din multe biserici, atmosfera lălâie, plicticoasă, obositoare, se datorează nu bisericii neapărat, ci atmosferii pe care noi aducem din familie în biserică. Familia este locul unde noi suntem originali. Acolo ne dăm măștile jos. Acolo nu mai purtăm măști. În biserică s-ar putea să purtăm măști. S-ar putea să facem pe oamenii sfinți.
S-ar putea să creăm impresie în societate la fel, dar când ajungem în familie, ne-am dat masca jos și acolo suntem originali. Ne comportăm așa cum de fapt suntem noi. Dumnezeu, Cel care vede și dincolo de societate, biserică, El vede și în familie, vede cum mă comport și vede cum te comporți. Când vorbim de familii, vorbim de familia ca cerc, familia restrânsă. În familia restrânsă intră soțul, soția și copiii. Aceasta este familia restrânsă. Apoi familia este formată din un cerc mai larg, și anume familia lărgită. Aici intră părinții, intră socrii, intră rudele, intră rudenile, toată familia asta lărgită. În familia restrânsă suntem cei mai originali, pentru că în familia lărgită încercăm să creăm impresie chiar și rudelor noastre bune, pentru ca să nu ne facem de râs. Însă în familia restrânsă privește însuși Dumnezeu. Și având în vedere în familia restrânsă că privește Dumnezeu, aș vrea să încep cu bărbații. Priveșteți urma pașilor în vale, soț și tată. Ce spune soția ta despre tine? Dacă în aceste momente ești lângă soția ta și te uiți la soția ta și îi pui întrebarea, poate nu i-ai pus-o niciodată, nici nu te-a interesat ce crede soția ta despre tine. Deja și începeți să zâmbiți. Succes! Poate niciodată nu te-ai întrebat, mă, ce crede soția mea de mine? Ce cred eu de mine nu e atât de important. Ce cred alții despre mine nu e atât de relevant. Ce crede Dumnezeu despre mine este capital. Dar totuși, soția ce crede de mine? Crede soția despre mine ceea ce credea Abigail de Nabal? Știți ce credea Abigail, soția de soț? Dacă vreodată se întâlnea Abigail cu cineva și îl întreba, o întreba, Abigail, tu ce crezi de soțul tău? Ce crede soțul meu? Sincer? Da, sincer. Soțul meu e un nebun. De așa îl și cheamă, Nabal, zice. Sau crede soția ta ce credea Sara despre Avram? Genesa 18:12. Dacă cineva ar fi întrebat-o pe Sara, Sara, cine e Avram? Știți ce ar fi răspuns Sara? Avram este domnul meu. O soție zice, așa eu zic soțului meu, domnul meu. Zice, tu toată ziua stai ca un domn și nu faci nimic. Știți ce mult contează ce crede soția despre soț? Știți, înainte să ordinăm în slujbe, înainte să ordinăm în slujbe, nu întreb comitetul, nu întreb biserica, ci mai întâi întreb soția, crezi că el e vrednic să fie ordinat? Pentru că dacă tu ca soție nu crezi că el e vrednic să fie ordinat, de ce aș crede eu ca păstor sau o biserică să fie dusă în eroare? Dacă tu din toată inima ca soție spui, da, soțul meu merită să fie păstor, merită să fie diacon, merită să fie presbiter, cu toată inima, dacă mi s-a pus la inimă, vreau să fac lucrarea asta. Altfel, poți să-mi dai orice, poți să ne dai orice, biserică, nu-l votați. Contează ce spune soția despre soț. Dacă n-ai întrebat-o în biserică ca să nu faci deranj, sau cine știe la ce răspunsuri te aștepți, mai bine întreabă-o în seara asta acasă, dar fără să vă certați, că nu vreau să intrați în anul nou certați. Și cu cea mai mare dragoste și răbdare, care poate n-ai avut-o sau eu știu cât o ai, zi, draga mea, îți promit că mușc limba să nu zic absolut nimic, dar spune-mi ce crezi tu despre mine. Mergem mai departe. Ce crede soțul tău despre tine ca soție? Ai întrebat vreodată pe soțul tău, hei, soțule, ce crezi tu, mă, despre mine? Îs eu femeia aceea din visurile tale care ți le imaginai tu când erai fecior și mă curtai? Sau poți să spui despre soția ta, cum spune în Proverbe 31:10 și mai departe, zice, soția mea
Deci citiți acasă, îi harnică, se scoală de dimineață, toarce fusul, acolo vorbește atât de frumos Solomon despre o femeie harnică care știe să facă business, care nu-l face de rușine pe soțul ei, care știe cum să se comporte și la ăsta e cinste și merge cu pălăria pusă așa într-o parte pe cap, că e mândru, mândru de soția lui. Sau, Proverbe 27, 15 la 16. O nevastă gâlcevitoare este o strașină, ca o strașină care picură necurmat într-o zi de ploaie. Toc, 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 până ajungi filozof. Ai întrebat vreodată soția ta ce... L-ai întrebat pe soțul tău ce crede despre tine? Mergem mai departe. Ce cred copiii tăi despre tine? Să știți că copiii spun adevărul. Copiii spun adevărul. Odată un păstor, pe vremuri în trecut, când nu erau atâtea mașini, și păstorii mergeau cu ce puteau, bieții de ei, se duceau să slujească. Unii mergeau pe jos. Mi-amintesc la țară, am crescut, și veneau păstori, păstori în vârstă, veneau din Bistrița, frați din Bistrița, bătrâni, care treceau pe jos, dealul de la Suciu de sus, ajungeau la Suciu de jos, slujeau la Suciu de jos, mergeau la Rogoz, de la Rogoz la Târgu Lăpuș, Răzoare, și cât puteau ei, bieții pe jos. N-aveau bicicletă, n-aveau mașini, n-aveau nimic. Odată unul din păstorii, mi-amintesc că era tare fericit că a putut să vină cu un tractor. Acum zâmbim, dar pentru ei n-a fost ușor. Pentru noi e simplu, te-ai urcat în mașină, te-ai dus la evangelizare cu cea mai tare mașină, 3000 de centimetri cub, luxoasă, căldură, tot ce vrei, ai ajuns la evangelizare, te-ai dat jos, începi să predici, te-ai suit în mașină și ai venit acasă. Simplu, azi mai simplu ca atunci. Dar atunci nu era ușor. Și un păstor s-a dus într-o localitate, a predicat Evanghelia, a fost har mare în biserică, chiar la conducătorul bisericii, și după copilul familiei trebuia să-l conducă pe păstor până la tren, ca să ia trenul. Pe drum, păstorul, neavând ce face, începe să o discuție cu copilul. Măi, copile, zice, ce m-am bucurat la voi la biserică astăzi. La noi la biserică, zice copilul. Da, la voi la biserică. Câți oameni pocăiți. Pocăiți? Dar la noi în sază ce nu sunt pocăiți? Cum nu sunt, mă, băiatii pocăiți? Păi da, eu am fost la voi în biserică, am predicat de la Anvon, aveți clădire. La noi însă nu sunt pocăiți, frate. Bă, copile, ce vorbești? Frate, la noi în casă, toată ziua tata și mama zice, ăla nu-i pocăit, aia nu-i pocăită, ăla nu-i pocăit, aia nu-i pocăită, la noi nu-s pocăiți. Avem biserică, dar nu avem pocăiți. Pentru că asta spunea tata și mama și asta a înregistrat copilul. Știi? Știi ce mult contează ce spun copiii noștri despre noi? Ne mirăm că nu mai vin tinerii la biserică, copiii noștri la biserică? Nu cumva noi suntem de vină, nu cumva am trăit duplicitar, una am fost acasă, asta, alta am fost în biserică și copiii acum sunt paradoxal, nu știu ce să creadă. Și zice, cum se poate, în biserică îi una și acasă e alta? Vorba celui copil, tată, nu ne mutăm la biserică. Dar de ce să nu ne mutăm la biserică, mă? N-avem casă, n-avem mașină. Bă, da, tată, dar îmi place mai mult de tine când ești la biserică decât când ești acasă. Ce cred copiii despre noi este foarte important. Știi ce au crezut copiii lui Iacov despre Iacov? Știi că în Genesa 35 el a început să plângă și să plângă că Iosif nu mai era din cauza că făcuse diferență între copii. Și ce mă frapează acolo? Că niciunul din copiii ăia, când l-a văzut pe bătrânul Iacov că plânge și își rupe inima și zicea, auziți, îs cuvinte tari și grele, zicea în felul următor, plângând mă voi duce în locuința morților și n-am să-l mai văd pe Iosif. Și niciunul dintre copii nu s-a oprit să zică, săracul tata. Mă, dar să nu-i spunem noi adevărul, noi știm bine că l-am vândut, că nu l-am mâncat o fiară. Hai să-i spunem adevărul lui tata. Niciunul, împietriți. Gândește-te ce cred copiii tăi despre tine. Că într-o zi vei ajunge bătrân și nu-ți vor mai zice tata, ci îți vor zice babacu, să-l punem în azil, să nu-l mai creștem, că vai cum s-o comporta cu noi. Privește-ți urma pașilor în familie și vezi ce ai făcut.
Vrei în această seară să faci o schimbare între tine și soția ta, între soțul tău și tine? Vrei să înțelegi că cearta dintre voi doi anulează prezența lui Dumnezeu și venim în biserică și nu trebuie să fure o mie, că destul unul, Acan să fie, și-au distrus poporul Israel? Vrei să știi că Iosua s-a aruncat înaintea lui Dumnezeu și a zis: de ce, Doamne, nu știu ce am făcut, nu știu de ce nu-mi dai izbăvire în fața unei cetăți mici, am bătut cetăți mari și în fața unei cetăți mici ne faci de râs, ne bat străinii, scoală-te, Iosua! Poporul a păcătuit. Cum poporul? Unul singur a păcătuit. Dar pentru Dumnezeu era poporul. În această seară privește-ți urma pașilor în familie. Promite lui Dumnezeu că faci o schimbare. O schimbare după voia lui Dumnezeu. Și spune amin. În al doilea rând, privește-ți urma pașilor în biserică. Ce crezi despre biserică? Ce este biserica? Biserica, spune Apostolul Pavel, este casa Dumnezeului cel viu, stâlpul și temelia adevărului. Aceasta este biserica, cu toate că sunt mulți teologi care dau multe definiții. Biserica nu este altceva decât comunitatea umană vie în Iisus Hristos, care are o întreită misiune de edificare, multiplicare și ucenicizare. Biserica este a lui Hristos. Dar ce faci tu în biserica lui Hristos contează. Iată ce este biserica pentru Pavel. Pentru Pavel, biserica este comparată cu un trup al lui Hristos. 1 Corinteni 12, 12 la 31. Este comparată cu stâlpul și temelia adevărului. 1 Timotei 3,15. Este comparată cu o mireasă a mielului. Efeseni 5, 27. Este comparată cu un templu al lui Dumnezeu. 2 Corinteni 6, 16. De ce vă spun toate aceste comparații? Pentru că toate aceste comparații, luate împreună, dau un rezultat și ne face să înțelegem ce era biserica pentru Pavel. Pentru Pavel, biserica era cea mai importantă, pentru că nu era biserica lui, nu era biserica celor din casă, era biserica lui Hristos. 1 Timotei 3,15, ascultați bine. Dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu. Îi spune Pavel lui Timotei, adică există un comportament care trebuie să-l am în casa lui Dumnezeu sau pot veni în casa lui Dumnezeu oricum. Săptămâna trecută cineva mi-a arătat un video, adică o filmare de aici din casa lui Dumnezeu și am rămas atât de sfâșiat. În acel video era un copil care primise un telefon de la părinți cu scopul de a sta cu minte în biserică, iar copilul în toată slujba, cât a fost slujba în biserică, s-a jucat pe jocuri electronice de pe telefon. În timpul slujbei. Mi se rupe inima să știu că nu este prețuită și respectată casa lui Dumnezeu. Dragul meu, casa asta nu e a mea, nu e a voastră, nu e a noastră. Casa asta e casa lui Dumnezeu. Aici este prezent Dumnezeu și El trebuie respectat și onorat. Să vii în casa lui Dumnezeu mestecând gumă, să vii în casa lui Dumnezeu uitându-te pe telefon la știri în timpul slujbelor, nu este altceva decât un păcat, nu este altceva decât o jignire la adresa sfințeniei lui Dumnezeu. Aș vrea să ne trezească Duhul lui Dumnezeu. Ce facem noi în casa lui Dumnezeu? Cum ne comportăm? Privește-ți urma pașilor în biserică. Iisus este foarte supărat atunci când își cercetează templu și pe cei de la templu, când văd ce se face în curtea templului și apoi în templul Domnului. Este atât de supărat încât îl vedem pe Fiul lui Dumnezeu care e blând și smerit, luând un ștreang din ăla și scoțându-i afară, biciuindu-i, spunând: ați făcut din casa tatălui meu o peșteră de tâlhari. Ea este numită o casă de rugăciune. Dar ce ați făcut din casa mea? Dragul meu, atât de tare ne-am obișnuit cu casa lui Dumnezeu, încât nu ne pasă chiar dacă nu venim în mod frecvent la casa lui Dumnezeu. Evrei 10 cu 25 spune să nu părăsim adunarea cum au unii obiceiul. Să nu părăsim adunarea cum au unii obiceiul. Și a lipsi de la biserică până la urmă este un păcat. Da, există motive când ești foarte bolnav, când nu poți să te ții pe picioare, când nu poți să vii la biserică, dar atunci când poți și ești sănătos, neglijând casa lui Dumnezeu. Haideți să analizăm bine viața noastră. Cum ne comportăm noi la biserica lui Dumnezeu? Având în vedere că biserica nu este proprietatea unui cult religios, nu este proprietatea lui Papa, nici al cardinalilor lui, nici a unui sinod,
Biserica este proprietatea lui Hristos. Ce a spus Iisus în Matei 16, 18, 19 lui Petru. Și eu voi zidi biserica? Biserica mea. Nu biserica ta. Biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Este o biserică invincibilă. Când Saul prigonește biserica Domnului, îi prigona de fapt pe ucenici, glasul din cer, din Fapte 9, 4 și 5, strigă cu putere, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne, că te prigonesc? Eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești. El, de fapt, prigonea pe cei ce purtau numele de calea, prigonea biserica lui Dumnezeu. Dumnezeu să pune pasiune și râvnă în noi pentru casa lui Dumnezeu. Suntem atât de letargici și slabi acum. Cea mai tristă priveliște de pe pământ pe care am văzut-o, un predicator care căsca la propria-i predică. Păi dacă el n-avea pasiune și râvnă în ceea ce predica, cum să fie ascultătorii treji și pasionați de cuvântul lui Dumnezeu? Când cânti, cântă cu patos, când slujești, slujește din toată inima, Dumnezeu să pune pasiune în noi. Știți ce a spus Iisus? Râvna pentru casa ta mă mănâncă pe mine. Mai avem noi râvnă pentru casa lui Dumnezeu? O să-mi demonstrați duminica viitoare seara. Când v-aș vrea să văd mai mulți și tot mai mulți și seara, ca atunci când eram aici și seriile erau arhipline de frați și surori care veneau la biserică. Bunăstarea, luxul și confortul a făcut să ne răcim spiritual față de casa lui Dumnezeu, să nu prețuim lucrurile sfinte atât cât ar trebui să le prețuim. Dumnezeu să ne ierte, să ne trezească în seara aceasta. Privește-ți urma pașilor în biserică. Privește-ți urma pașilor în societate. Ce zic oamenii despre noi? Știu vecinii lângă care stăm noi că stă un pocăit ca și vecina lor? Una din calitățile bisericii primare, știți care era? Era faptul că erau lăudați de cei din jur, de romani, de păgâni. Fapte 2:47, ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Auziți? Erau vorbiți de bine, erau apreciați. Unul din lucrurile pe care biserica astăzi le-a pierdut este relevanța. Biserica nu mai este relevantă, convingătoare. Nu mai stârnește interes pentru cei din jur, pentru că cei care compun biserica, mulți dintre ei, cu regret, nu vreau să jignesc, am devenit, spun nu ați devenit, ci am devenit irelevanți. Nu mai șocăm lumea prin a nu fi ca ea, ci șocăm lumea că am ajuns ca ea sau mai rău decât ea. Auziți ce spune Aidan Wilson Tozer, unul dintre creștinii americani, un foarte bun teolog pe care îmi place să-l citesc și să-l citez. Creștinii contemporani ar vrea să schimbe lumea, trăind viața lor la fel ca lumea. De-a lungul istoriei creștinismului, Biserica lui Dumnezeu a avut putere asupra lumii nu atunci când semăna cu lumea, ci atunci când semăna cu Iisus Hristos. Avea dreptate acest om? Vă întreb, dragii mei, ce zice lumea despre noi? Știți, am apreciat pe unul din frații din comitet. Duminica trecută, în 24, în ajun de Crăciun, sau de nașterea Domnului, în timp ce se îndrepta spre biserică, a avut un accident. Cineva i-a tăiat calea pe roșu. A intrat în el frontal. L-a accidentat. Calmul și liniștea acestui frate a fost un exemplu. Eu recunosc că nu sunt întotdeauna calm. Și uneori sărim peste limitele normalului. Dar știți ce mult contează comportamentul? Pentru că ne văd alții. Și cei care ne văd sunt poate chiar din lume. Și își pun întrebarea, cum se comportă un pocăit? Știți ce l-a mișcat pe Saul atunci când îl urmărea pe David? Nu faptul că David l-a bătut pe Goliat, nici faptul că David era ginerile lui, nici faptul că de atâtea ori a vrut să-l omoare pe David și n-a reușit să-l omoare, ci Dumnezeu l-a izbăvit. Ci a venit un moment, în 1 Samuel 24:17, când Saul se uită la David și zice, tu ești mai bun decât mine. Pot să spună oamenii din lume,
Tu ești mai bun decât mine? Sau poate să spună, tu ești mai rău decât mine. Să ne privim pașii vieții în societate. Ce urme lăsăm? Ce am făcut noi anul acesta pentru atâția care sunt pe calea pierzării, care nu-L cunosc pe Dumnezeu? I-am apropiat de Hristos sau i-am îndepărtat? Aș vrea să ne cercetăm în această seară. Ce spun vecinii de apartament care se așadă aproape de noi? Când aud certurile, urlete, când aud obiecte zburătoare prin casă, când aud zgomote, ce spun despre noi? Eu nu zic că se întâmplă, să dea Dumnezeu să nu se întâmple, dar dacă se întâmplă, opriți-vă, spune Dumnezeu, și să știți că Eu sunt Dumnezeu. Dumnezeu să aibă milă. Și ultimul lucru care îl subliniez, priveșteți urma pașilor pe calea credinței. E bine să ne analizăm din când în când dacă suntem pe calea Domnului sau nu. Știți că uneori creștinii pot să părăsească calea Domnului? Știți că sunt creștini care au pornit pe calea Domnului și apoi s-au depărtat de calea Domnului? Citiți, vă rog, despre Diotref. Citiți despre Alexandru Căldăraru. Citiți despre Imineu și Filet. Citiți despre atâția alții în Noul Testament. Citiți despre Dima, care spune apostolul Pavel că m-a părăsit, dar nu l-a părăsit doar pe Pavel, ci a părăsit calea Domnului. Oare mai suntem noi pe calea Domnului? În Psalmul 139, versetul 24, spune omului Dumnezeu, Doamne, cercetează-mă! Cercetează-mă, Dumnezeule! Vezi dacă sunt pe o cale rea! S-ar putea să am impresia că eu sunt pe o cale bună, dar vezi dacă cumva sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei! Te-ai rugat în seara asta sau ai vrea să te rogi în seara aceasta? Doamne Dumnezeule, arată-mi cine sunt eu cu adevărat. Cercetează-mă și vezi dacă-s pe o cale rea. Eu poate am impresia că merg pe o cale bună. Și oricine ce-mi spune, eu nu-i accept, îi contrazic și le spun, nu-i adevărat, eu sunt pe o cale bună. Dar tu ești pe o cale rea, poate. Dumnezeu poate să-ți arate calea, dacă este bună sau rea. Iar profetul, în plângerile lui Ieremia, profetul Ieremia, capitolul 3, versetul 40, strigă profetul să luăm seama la umbletele noastre, să le cercetăm și să ne întoarcem la Domnul. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Nu cumva din cauza nevegherii noastre, părăsind calea cea sfântă, calea adevărului este vorbită de rău, cum spune Petru în 2, Petru 2 cu 2? Știți, asistăm în vremurile acestea la un sincretism religios. Știți ce înseamnă sincretism religios? Un fel de amestec de biserică și lume. Vin tot felul de învățături din vest care vor să ne depărteze de calea lui Dumnezeu. Și șocant, aud chiar colegi, slujitori, care altădată erau plini de râvnă pentru calea Domnului, acea cale îngustă. Încerc să și fac afirmații despre o cale, o altă cale, mai largă, mai lejeră. Iisus niciodată n-a spus că calea Lui e o cale lată. Nu știu dacă v-am spus vreodată, dar am rămas foarte impresionat de fratele Simionuc, care mi-a povestit ani în urmă, zice, am fost chemat într-o țară, într-o altă țară, nu România, să mă duc într-o localitate unde oamenii creștinii de acolo se certau cumplit. Eu niciodată până atunci n-am ieșit într-o altă țară. Au venit după mine cu mașina, pentru că eu sunt în vârstă și nu prea putem să, mobilitatea nu-mi permite, pentru că era în vârstă, într-adevăr. Zice, dar au venit după mine cu o mașină, m-am urcat într-un BMW, într-un BMW, zice, și am ieșit din țară, dintre granițele României. Când am ajuns pe autoban pentru prima dată, am văzut acea șosea rapidă, mașina cu cai puternici, îmi spunea șoferul, zicea, să vezi, moșucu nici n-avea curajul să se uite în stânga și în dreapta, că viteza l-a obligat să se uite numai înainte. Și zice, parcă avea o poziție numai de rugăciune. Să ruga, Doamne, ajută-mă să ajung cu bine la destinație. Ăsta mergea cu 160, 180, pentru că uneori sunt autobenzi fără limită de viteză. Când a ajuns în biserica unde erau probleme, să vezi, altă pacoste. Minune pe autoban, dar minune și în biserică. Auzind și dintr-o parte și din alta cum se plâng creștinii și auzind toate minunile care le fac în ghilimele minuni, s-a prins moșul de cap. Și când și-a început predica, și-a început un felul următor.
Am șișit în Biblie că calea Domnului e o cale îngustă, dar voi ați făcut din ea autobandă, zice. Frați și surori, ce facem noi din calea Domnului? Privește-ți urma pașilor pe calea credinței. Mai ești tu pe calea credinței? Mai sunt eu? Sau am rămas doar cu amintirile? Parcă l-aud pe profetul Ieremia strigând. Pune-te, rog, Ieremia 6:16. Ar striga Ieremia și astăzi cât l-ar ține pieptul. Stați în drumuri. Uitați-vă și întrebați care sunt cărările cele vechi. Care este calea cea bună? Umblați pe ea și veți găsi odihna pentru sufletele voastre. Dar auzi ce răspund eu? Ei? Nu vrem să umblăm pe ele. Vă întreb în această seară, Biserică Muntele Sionului, mai vreți să umblăm pe calea aceea a Domnului? Aș vrea să ne exprimăm această dorință în rugăciunea care urmează. Nu uita, pe unde treci azi, n-ai să mai treci niciodată. Privește-ți urma pașilor în familie și schimbă-ți atmosfera din familie. Nu mai țipa, nu mai urla, nu mai vorbi vulgar. Comportă-te cu soția ca și Hristos cu biserica. Soție, respectă soțul. Nu mai țipa la el, nu-l mai declasa. Nu-l mai compara cu alții. Nu mai spune că e bun de nimic și că alții uită ce fac. Schimbă-ți poziția. Să ne privim urma pașilor în biserică, să nu neglijăm biserica. Prin lipsa de a participa sau printr-o participare pasivă, noi suntem creștini activi, care am fost chemați să dinamizăm lumea. Iar când venim la închinare, să ne închinăm cu adevărat, nu să așteptăm momentul final al slujbei, ci să așteptăm momentul părtășiei cu Dumnezeu. Să ne privim urma pașilor în societate, să vedem ce spune lumea despre noi. Dacă sunt locuri goale, s-ar putea ca noi toți să fim vinovați. Ce spune lumea contează. Despre Iisus pe cruce au ajuns păgânii să spună: omul acesta este un om neprihănit. Ce-ar spune dușmanii despre noi? Nu prietenii doar, ascultă-ți și dușmanii. Și apoi privește-ți urma pașilor pe calea credinței. Tu mai ești pe calea credinței sau te-ai obosit, ai părăsit-o și ai zis: nu mai vreau să merg pe calea credinței. Aș vrea să te întorci înapoi în seara aceasta, acolo unde ai căzut. Așa îi spune Iisus bisericii, sau slujitorului, mai bine zis, bisericii: adu-ți aminte unde ai căzut. Întoarce-te și pocăiește-te. Întoarce-te la faptele tale dintâi. Aș vrea să ne aducem aminte, să ne întoarcem și să umblăm pe calea Domnului. Dumnezeu să ne ajute.